uzinele Republica din capitală, marile eforturi de investiții se concentrează asupra construirii laminorului de 6 țoli, despre care directorul general al uzinelor, tovarășul Matei Nicolae, ne-a spus. Planul de investiții pe 1967 pentru uzina noastră prevede o valoare de 182 de milioane de lei. În cadrul acestei valori se prevede construirea încă de pe acum a unor importante utilaje care condiționează punerea în funcțiune a unei noi linii de laminare în anul 1968. Realizarea sarcinilor planului de investiții pe 1967 este hotărătoare pentru îndeplinirea planului cincinal. S-a împlinit abia o lună de când în orașul Gheorghe Gheorghiu Dej a început să producă noua instalație de solventare a motorinelor cu furfurol, îmbunătățind anual calitatea a peste 300.000 de tone motorină. Cetatea Moldova Chimiei își triplează forțele propriei ei termocentrale. Puterea instalată a termocentralei va crește de la 225 la 625 MW.